Această rubrică vă este oferită de Sanador. Atunci când femeia însărcinată suferă de afecțiuni grave care pot pune în pericol viața ei și a fătului, este nevoie de îngrijiri speciale multidisciplinare pentru un deznodământ fericit. Vorbim astăzi despre un astfel de caz fericit în care nu una, ci două vieți au fost salvate de echipa medicală, cu profesor dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, domnul conferențiar dr. Doru Hergelegiu, medic primar obstetrică ginecologie și doctorul Cornelia Preda, medic primar neonatologie. Sunt în direct cu noi și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți în aceste minute la Digi Matinal. Domnule profesor Victor Costache, ați începe cu dumneavoastră. Spuneți-ne mai multe despre acest caz, vă rog. Bună dimineața și în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Este vorba de o pacientă tânără, dar cu o sarcină de foarte mare risc, pacienta prezentând o decompensare cardiacă gravă la sfârșitul lunii noiembrie. Atunci pacienta a fost preluată de către spitalul nostru. Spitalul Sanador este cel mai mare spital privat din țară, cu toate specialitățile medico-chirurgicale, în care funcționează o maternitate cu tradiție care reprezintă o terapie intensivă capabilă să preia copii prematuri la vârste și greutăți foarte mici. Și de asemenea, noi lucrăm împreună foarte bine, echipa de la această maternitate și de la terapie intensivă, cu echipa din centrul nostru de chirurgie cardiovasculară, în care avem marele avantaj de a avea un program ECMO funcțional de câțiva ani, deci de suport circulator atunci când apar aceste decompensări cardiovasculare. Vă rugăm să ne spuneți mai multe despre acest caz. Domnul profesor. Cazul a fost preluat de la o maternitate din Iași, o maternitate care nu putea oferi o monitorizare sigură a gravidei datorită riscului major de decompensare, aceasta având o insuficiență valvulară mitrală severă. Riscurile existau atât pentru mamă cât și pentru făt. Era vorba despre o sarcină care avea doar 26 de săptămâni. Moment în care au apelat la sprijinul nostru, cazul a fost preluat și urmărit în secția de obstetrică împreună cu echipa de cardiologie și de chirurgie cardiovasculară. Dificultățile de monitorizare ale sarcinii au fost legate de faptul că medicația tocolitică, medicația care încerca să cupeze contractilitatea uterului, nu putea fi folosită la toată amplitudinea ei, respectiv medicamentele din grupa beta-adrenomimetice, care sunt cele mai eficiente administrate pe cale perfuzabilă, erau contraindicate datorită amplificării riscului de decompensare cardiacă. Cu toate acestea, am reușit să continuăm evoluția sarcinii până la 32 de săptămâni, deci încă 6 săptămâni, atunci când contractilitatea uterină devenise tot mai agresivă, iar starea funcțională a cordului indica iminența unei decompensări. Ca atare a fost aleasă nașterea prematură electivă la vârsta de 32 de săptămâni. Intervenția s-a desfășurat sub asistarea echipei de cardiologie intervențională, care a asigurat menținerea unei funcții cardiace optime la momentul operației cezariene, când este bine știut că există riscuri majore de decompensare. Intervenția a decurs fără complicații și ulterior copilul a fost preluat de secția de neonatologie, fiind un copil prematur, cu riscuri importante de adaptare. Ulterior, după 2 săptămâni și jumătate, echipa de chirurgie cardiacă a intervenit chirurgical pentru a compensa
suferința valvulară mitrală a pacientei. Aș îndrepta și spre doamna doctor Cornelia Preda să ne povestiți mai multe despre evoluția micuțului, vă rog. Încă din momentul în care mama s-a internat la noi în maternitate, secția de neonatologie a fost pregătită pentru a primi un copil prematur. Partea bună, ca să zic așa, a fost că pe secția de obstetrică au reușit să o susțină pe mamă și să o monitorizeze împreună cu secția de chirurgie cardiovasculară, astfel încât am putut prelungi sarcina cu încă 6 săptămâni, pentru că este o diferență foarte mare între un prematur de 26 de săptămâni și unul de 32 de săptămâni. Cu toate acestea, și micuțul s-a adaptat destul de dificil. A avut un apgar 8, a necesitat manevre de resuscitare la sala de naștere, după care a fost internat pe secția de terapie intensivă, unde a necesitat confort termic și s-a tentat ventilație non-invazivă și administrare non-invazivă de surfactant, dar din cauza că analizele au arătat ulterior că aveau infecție materno-fetală, a necesitat ulterior intubație și ventilație mecanică și administrare de antibiotic. Sub acest tratament intensiv și monitorizare continuă, evoluția copilului a fost lent favorabil, astfel că la 5 zile de viață copilul a fost extubat, după care a mai necesitat oxigen încă 7 zile. Alimentația parenterală s-a inițiat încă din primul moment, din primele momente. Ulterior, la o zi, s-a inițiat și alimentația enterală. Ulterior, cu evoluție favorabilă, mama a fost foarte inimoasă și ne-a furnizat lapte de mamă, ceea ce este un element extraordinar pentru acest bebeluș. Copilul a fost externat la o lună de viață, mâncând la biberon, cu greutate 2,6 kg și curbă ponderală crescătoare. Ecografiile și toate investigațiile efectuate la bebeluș au fost în limite normale pentru vârsta de gestație. Ne spunea și domnul conferențiar Doru Hergelegiu despre această intervenție pe inimă și m-aș îndrepta acum spre finalul intervenției noastre, spre profesorul Victor Costache. Dacă aveți mai multe date despre această intervenție chirurgicală, ce ne puteți spune? Cum a decurs ea și despre ce este vorba mai exact? Practic au fost două momente delicate, cum spuneau și colegii mei, imediat la naștere, când ne-am temut de o decompensare cardiacă și am fost în stand-by să implantăm un ECMO. Din fericire nu a fost cazul, dar aproape la două săptămâni cordul pacienții a început să prezinte semne de decompensare în contextul acestei insuficiențe mitrale severe și am intervenit endoscopic în Sanador, centrul de chirurgie cardiovascular este centru de excelență internațional în chirurgia cardiacă endoscopică. Practic am realizat această intervenție de reparare a valvei mitrale endoscopic fără deschiderea sternului. A fost primul element favorabil pentru pacientă și am avut surpriza intraoperatorii să descoperim că insuficiența mitrală era cauzată de o endocardită, de o infecție severă a valvei inimii și am reușit să reparăm valva, nu să o schimbăm, un mare avantaj pentru o tânără de 27 de ani, deoarece schimbarea valvei ar fi dus la complicații pe termen lung mult mai mari și astfel, datorită acestei combinații de reparare a valvei și de intervenție endoscopică minim invazivă, deja în a doua zi după operație, mămica era la salon și își luase în brațe bebelușul datorită muncii extraordinare a colegilor noștri de pe terapie intensivă. Recuperarea a fost rapidă, deoarece intervenția a fost minim invazivă și sternul nu a fost tăiat. Practic, intervenția s-a făcut printr-o incizie de 5 cm și mama și-a putut imediat lua în brațe copilul și a avut urmări postoperatorii fără nicio complicație deosebit de simple. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați explicat în direct acest caz și ne-ați adus mai multe date despre aceste proceduri medicale și despre îngrijirile care se fac în clinica dumneavoastră. Au fost alături de noi profesorul dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, conferențiar dr. Doru Hergelegiu, medic primar obstetrică ginecologie și doamna dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie. Vă mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă și spor la treabă! Și noi vă mulțumim pentru invitație, o zi frumoasă!
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.